Vă salut pe toți cei care sunteți cu noi în această dimineață și vă reamintesc faptul că suntem la cel de-al cincilea mesaj pe tema închinării biblice împreună cu biserica noastră și dacă în primele două mesaje am așezat o bază doctrinară cu privire la ceea ce înseamnă închinarea biblică. Începând cu cel de-al treilea mesaj, am început să studiem în mod specific subiectul închinării prin muzică. Și știți ce mi se pare foarte interesant? Faptul că, cel puțin în mediul nostru evanghelic românesc, faptul că există atât de multe controverse în cadrul bisericii și în cadrul bisericilor locale cu privire la muzică, cu privire la stilurile muzicale cântate și așa mai departe, dar cu toate acestea, extrem de puțin se ridică la amvon să predice în mod specific și clar ce anume are de spus cuvântul cu privire la muzică, la stiluri muzicale, la motivul pentru care cântăm și modul în care Dumnezeu ne așteaptă să-i cântăm Lui. Până la urmă, părerile noastre cu privire la închinarea biblică, chiar cu privire la muzică, pe ce anume trebuie să se fundamenteze oare? Opiniile pe care noi le avem, de unde se nasc, pe ce se bazează și pe ce își bazează autoritatea atunci când sunt enunțate? Bine, așa cum am văzut deja în predicile de până acum, singurul manual în Biserica Domnului Iisus Hristos care are voie să reglementeze tot ceea ce ține de viața bisericii și de închinarea din Biserica Domnului Iisus Hristos este Sfânta Scriptură, așa că o să citim din nou același pasaj în care stăm deja de trei duminici din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 16 la versetul 17. Cuvântul Domnului spune astfel: Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Cântați-i lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre cântece de laudă, imnuri, cântece duhovnicești. Tot ceea ce faceți cu vorba sau cu fapta să faceți în numele Domnului Iisus, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl. Continuăm și în această dimineață să ne adâncim privirile în învățătura Noului Testament cu privire la închinarea muzicală și dacă în timpul mesajului, în special pentru cei care n-ați fost cu noi și la mesajele anterioare, o să vi se nască poate întrebări în minte care vi se pare că nu le atingem, e foarte posibil ca la acele întrebări deja să fie oferit răspunsuri în mesajele pe care le-am predicat până acum, pe care le avem înregistrate, așa că dacă nu ai fost la ele, poți să le asculți când mergi acasă. Cum spuneam mai devreme, trăim vremuri foarte confuze în ceea ce privește viața Bisericii Domnului Iisus Hristos și cred că o mare parte din confuzie se datorează faptului că fiecăruia dintre noi, nu cred că există excepție în acest sens, inclusiv mie, ție și altor lideri de biserică sau membri din biserică, din firea noastră ne place foarte mult să ne dăm cu părerea. Și dacă există o armă pe care Satan o eficientizează la maxim și prin care face prăpăd în biserică, acea armă este ambiguitatea doctrinară și atunci când ești ambigu din punct de vedere doctrinar, teologic, în mod logic, în mod natural, se naște și o practică foarte ambiguă. Și această ambiguitate prinde foarte bine, mai ales pe fondul unei societăți postmoderniste în care relativismul este filtrul cel mai important prin care trebuie trecute toate normele pe care le avem în societate. Dar cine spune că omul se naște bărbat și femeie? O întrebare. Cine spune, frate, că omul se naște bărbat și femeie? De ce să nu lăsăm să crească și când va ajunge el mare să decidă ce vrea să fie, dacă vrea să fie bărbat sau femeie? Discutam la un moment dat cu un fost profesor de-al meu care de altfel mă aprecia foarte mult și știa că sunt de altă religie, cum ne spun oamenii, până la punctul în care am ajuns la o discuție în care mi s-a adresat și mi-a spus ceva de genul acesta, dar uite, apreciez viața ta, îmi place că ești diferit, îmi place că iei în serios creștinismul, dar sper să nu fii și tu un creștin din ăla obtuz care crede că n-ai voie să fii creștin dacă ești homosexual. Asta sunt doar câteva exemple prin care să vedem modul în care a ajuns să funcționeze societatea postmodernistă.
care fiecare are dreptul să aibă opinia lui personală și nu mai avem un standard absolut la care ne raportăm. Dar știți cum e? Nouă ne place de multe ori să arătăm cu degetul spre ei, spre oameni, spre lume, spre lipsa lor de logică în argumentare, dar neglijăm să privim de multe ori în propria noastră ogradă, să vedem că la rândul nostru, în mijlocul bisericii Domnului Iisus Hristos, avem parte și noi de aceeași inconsistență în argumentare și practică de multe ori. Hai frate, nu fi chiar atât de îngust la minte, în părere, nu fi atât de obtuz, știi? Tu ești din ăla care spui că la biserică n-ai voie să faci X sau Y lucru și voi sunteți o biserică din aia în care dacă un frate din biserică se ridică că are un îndemn din Scriptură, nu lăsați că la voi doar pastorul predică. Dar uite cum se face la biserica respectivă, uite ce cor frumos de copii au. Noi de ce n-avem în biserică un cor de copii? Am fost la o biserică în care așa frumos suna corul de mandoline. Noi de ce nu facem și noi în biserică un cor de mandoline? Poate pentru că nu găsești în Noul Testament un îndemn prescriptiv, clar, prin care biserica să fie chemată să se închine prin prestația altora? Poate de asta, poate asta e un motiv. Hai frate, nu fi chiar atât de absurd. Ce e rău în a avea un cor de mandoline în biserică? Ce e atât de rău în asta? Eu nu zic că e o idee rea. Și nu zic că un cor de mandoline nu-i frumos. Mie îmi plac corurile în general. Îmi place și corul de mandoline. Îl ascult de multe ori acasă, pun pe YouTube și ascult coruri de felul acesta. Întrebarea este, dacă privim în Noul Testament, ce fel de închinare muzicală descoperim? Întrebarea este dacă acest gen de închinare, printr-un cor de mandoline, printr-o fanfară, își găsește locul în închinarea publică a bisericii Domnului Iisus Hristos atunci când biserica se adună la oaltă. În Noul Testament există doar două pasaje prescriptive în care Pavel vorbește despre închinarea prin muzică în cadrul bisericii, și anume în Coloseni, versete pe care le-am citit deja, și în Efeseni. Da, în Coloseni se spune, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Și apoi în Efeseni Pavel spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Acestea sunt singurele pasaje din Noul Testament care reglementează închinarea prin muzică în cadrul bisericii. Și aspectul foarte clar pe care putem să-l observăm e faptul că închinarea, atunci când biserica se adună la oaltă, trebuie să fie una congregațională. Ce înseamnă asta? Biserica toată, împreună, ca și trup, este chemată de Scriptură să cânte laudă Domnului atunci când se adună la oaltă. Întreaga congregație, toți membrii sunt chemați să fie implicați în închinarea prin muzică. Să cânte, să vorbească, să se învețe, să se instruiască, să vorbească între ei cu psalmi, cu cântări de laudă, cu imnuri duhovnicești. Este singura formă de închinare muzicală care este poruncită în Noul Testament bisericii. Și asupra acestui aspect o să încep imediat să intru în detalii, însă aș vrea înainte de toate să scot în evidență un principiu care este vital în păstrarea sănătății spirituale a bisericii locale și a practicii ei. Omului în firea lui nu îi place să fie constrâns și limitat, din natura noastră. Nu ne place să fim constrânși și limitați, numai că exact asta face Scriptura cu noi. Ne constrânge și ne limitează. Pentru că la mijloc, atunci când vine vorba de biserică, nu e vorba despre opiniile sau părerile noastre, ci este vorba despre voia lui Dumnezeu cu privire la închinarea din biserică. Când Dumnezeu reglementează închinarea și când o gândește, El știe de ce, care sunt motivele pentru care ia anumite decizii pentru copiii Lui, care sunt în trupul Domnului Iisus Hristos, biserica. Și dacă El știe, vreau să vă reamintesc, așa cum spuneam și mai în predicile trecute, că atunci când Dumnezeu definește biserica și reglementează ce să facă biserica, El nu ne invită pe noi la dialog ca să ne dăm cu părerea. El face planul și El doar ne-l transmite. Fiecare om este chemat să se apropie de Dumnezeu, nu după cum simte sau după cum crede, ci după cum Dumnezeu poruncește în Sfânta Scriptură. Oare nu această fugă de constrângere a fost exact tiparul prin care păcatul a intrat în lume? În ce fel a început Satan să ispitească omul? Cu ce fel de vorbe? Vi-l amintiți? Oare chiar a spus Dumnezeu? Oare chiar așa să fie? Oare n-ar putea fi și altfel?
Oare n-am putea interpreta altfel cuvântul lui Dumnezeu? Și în locul rigidității, pentru că de multe ori ne se pare că Dumnezeu e prea rigid sau Scriptura e prea rigidă, preferăm ambiguitatea și știți de ce? Pentru că în ambiguitatea au loc și opiniile și părerile noastre și după cum spuneam, nouă ne place tare mult să ne dăm cu părerea. Dragii mei, când vine vorba de închinarea înaintea lui Dumnezeu, trebuie să știți că e un lucru extrem de serios. Nu te poți și nu ai voie să te apropii de Dumnezeu în modul în care tu gândești și după cum ție îți place. Credeți că degeaba în Vechiul Testament sunt date zeci de detalii poporului lui Dumnezeu cu privire la modul în care trebuie să se apropie de Dumnezeu atunci când aduc jertfe, de exemplu? Nouă ni se par detalii super plictisitoare acum, nu? Când trecem prin ele. Bă, dar ce tot atât? Ia un strop de acolo, taie, nu știu, pune o pană, nu știu cum, învârte, da? Trebuie să treci prin tot felul de ritualuri și de procese. Ei bine, toate listele acestea cu detalii, chiar dacă par plictisitoare pentru noi, ele nu ar trebui. Pentru că au menirea să ne amintească mereu și mereu faptul că Dumnezeu, și acum spune și Noul Testament, este un foc mistuitor care locuiește în sfințenie și de care nu te poți apropia oricum. Nu ai voie să te apropii de Dumnezeu cu ușurătate. Vă aminteam despre Uza care nu ține cont de prescripțiile exacte pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul său cu privire la modul în care trebuie cărat chivotul lui Dumnezeu. Și atunci când întinde mâna, să pună mâna pe chivot, fără ca Dumnezeu să-i fi poruncit lucrul acela, ce face Domnul? Îl lovește pe loc și îl omoară. Ne amintim de asemenea de exemplu fiilor lui Aron, Levitic capitolul 10, de la versetul 1. Nadab și Abihu, fiii lui Aron, și-au luat fiecare cădelnițele, au pus foc în ele și au pus tămâie pe foc. Astfel au adus foc străin înaintea Domnului, lucru pe care el nu le-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului care i-a mistuit și a murit înaintea Domnului. Oare ce atât de grav în ceea ce au făcut acești doi tineri preoți? Până la urmă, focul trebuia aprins, nu? Jertfa trebuia adusă. Ei doar l-au slujit pe Dumnezeu. Ei bine, focul trebuia aprins, dar nu oricum, ci cu un cărbune sau cu foc luat de pe altarul arderii, de tot așa cum Dumnezeu a prescris în legea lui. Nu orice fel de foc și nu un foc luat de oriunde. Nadab și Abihu sar doar peste un mic detaliu cu privire la modul în care Dumnezeu a poruncit să fie aduse jertfele, dar acest mic detaliu îi costă chiar viața, pentru că nu te poți apropia de Dumnezeu, oricum. Standardele lui au rămas aceleași și în Noul Testament. Poate unii dintre voi spuneți, da frate, acolo e Vechiul Testament, altfel. Nu, nu. Standardele lui Dumnezeu au rămas aceleași și în Noul Testament. Un singur exemplu, Fapte capitolul 5 de la versetul 1. Dar un om pe nume Anania a vândut o proprietate împreună cu soția lui Safira și a păstrat pentru sine o parte din bani cu știrea soției lui. Apoi a dus cealaltă parte din bani și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, de ce ți-a umplut Satan inima ca să-l minți pe Duhul Sfânt păstrând pentru tine o parte din prețul ogorului? Dacă rămânea nevândut, nu rămânea el al tău? Și după ce a fost vândut, nu erau banii la dispoziția ta? De ce ai pus la cale acest lucru în inima ta? Nu pe oameni ai mințit, ci pe Dumnezeu. Ție de câte ori s-a întâmplat să-L minți pe Dumnezeu? În anumite aspecte ale vieții tale, cu faptele tale, cu banii tăi, cu gândurile tale. Când a auzit Anania aceste cuvinte, a căzut la pământ și și-a dat Duhul. O mare frică i-a cuprins pe toți cei ce au auziseră aceste lucruri. Cei tineri s-au ridicat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ore a intrat și soția lui, fără să știe cele întâmplate. Petru a întrebat-o, spune-mi, cu atât ați vândut ogorul? Ea a răspuns, da, cu atât. Atunci Petru i-a zis, de ce v-ați înțeles între voi să-l puneți la încercare pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor care l-au îngropat pe soțul tău sunt la ușă și te vor duce și pe tine. Dintr-o dată ea a căzut la picioarele lui și și-a dat Duhul. Când au intrat tineri, au găsit o moartă, au dus-o afară și au îngropat-o lângă soțul ei. O mare frică a cuprins toată biserica. Și pe toți cei ce au auziseră aceste lucruri. Este doar un har din partea lui Dumnezeu că ne privește pe fiecare dintre noi prin Domnul Iisus Hristos și nu ne face după mofturile sau după alintăturile noastre, dar standardele lui, standardele sfințeniei lui sunt aceleași în fiecare zi pentru fiecare dintre noi. Pentru că ceea ce s-a întâmplat cu Anania și Safira ar trebui să se întâmple zilnic cu fiecare dintre noi atunci când nu luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și sfințenia la care ne cheamă. Aceste exemple au rolul de a ne conștientiza pe fiecare dintre noi dacă suntem parte a Bisericii lui Dumnezeu. Faptul că
modul în care te apropii de Dumnezeu este important. Și trebuie să te apropii de Dumnezeu așa cum El te învață în Sfânta Scriptură, oricât de bune ni s-ar părea ideile și metodele din mintea noastră. Oricât de eficiente ni s-ar părea ideile care ne vin, dacă nu sunt găsite sau dacă nu au suport biblic, ele trebuie eliminate. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și nu-și va împărți gloria cu nimeni niciodată. Dacă El a revelat în Scripturi voia sa cu privire la închinarea bisericii, chiar dacă într-un singur verset, chiar dacă ar fi un singur verset, e bine, acel singur verset care nouă ni se poate părea la un dat un detaliu minor, nu va fi un detaliu minor. Vom face lucrurile așa cum Dumnezeu ne învață în acel singur verset, oricât de restrictiv sau rigid ni s-ar părea. Pentru că nu suntem chemați să ne jucăm de-a biserica sau să ne dăm părerea cu privire la biserică, ci să împlinim poruncile celui sfânt cu privire la biserica Domnului Iisus Hristos, așa cum El le-a lăsat. Biserica nu este a noastră. Biserica a cui este? Biserica este a Lui. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, dar sunt sigur că la mulți vi s-a întâmplat să mergeți la un doctor să vă facă o consultație și îți dă o rețetă. Și cu rețeta aia te duci la farmacie. Și când ajungi la farmacie, farmacista, sper să, nu știu, supăr un farmacist dacă e pe aici, farmacista îți spune ceva de genul: știți, nu avem medicamentul X, dar avem un alt medicament, Y, da? Are doar un alt nume, dar are cam aceleași componente, e foarte bun. Și ca să nu te duci din farmacie în farmacie, de multe ori mi s-a întâmplat să iau aproape întreaga rețetă alte medicamente cu alt nume, doar pentru că farmacista mi-a spus că tot cam pe acolo e. Până când am mers la un doctor care mi-a spus: știu că așa se întâmplă, dar uite, pentru mine e foarte important să iei medicamentul ăsta, că știu de ce ți-l dau. Nu zic, nu neg faptul că e posibil la un moment dat să existe același medicament doar cu nume diferite. Da, dau doar un exemplu ca principiu, pentru că de multe ori ne se întâmplă și nouă să facem ceva de genul acesta cu principiile Scripturii. Le tot adaptăm, le tot învârtim, dar plecăm de la un adevăr comun, dar tot îi dăm noi o altă nuanță, o altă formă, până când, din păcate, efectul e mereu același. Rezultatele nu vor apărea așa cum le-a gândit Dumnezeu. Vor apărea poate ceva rezultate, dar nu așa cum le-a gândit Dumnezeu sau cum le vrea Dumnezeu. Din această cauză, tot ceea ce nu poate fi susținut cu Scriptura, oricât de eficient ni s-ar părea nouă, că este acea idee sau metodă, nu avem voie să le importăm în Biserica Domnului Iisus. Bine, așa cum am amintit deja, închinarea muzicală nou-testamentală este închinarea congregațională. Cu alte cuvinte, întreaga biserică locală, atunci când se adună la închinare, este chemată să cânte laude Domnului. Nu găsești niciun loc în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, în care un cor sau o echipă de oameni se iasă în față să cânte și restul bisericii să stea așezată și să asculte corul respectiv sau echipa de închinare. De ce? Pentru că închinarea nu e ceva ce poți să faci ca spectator. Închinarea prin muzică nu se poate întâmpla ca și spectator. Cineva cântă și tu stai și, nu știu, doar asiști la ceea ce fac alții. Închinarea înseamnă să fii implicat. Să fii implicat cu Duhul tău, să fii implicat cu mintea ta. Scriptura, Noul Testament, nu-i prezintă pe creștinii din biserica primară participând la închinare prin intermediul unor locțiitori. Da? Alții se închină și ei doar prin ei se duc în închinare. Întreaga adunare este chemată să participe la închinarea prin cântare cu o voce și cu o singură inimă. Atunci când biserica cântă, toți credincioșii născuți din nou sunt chemați să cânte laude Domnului. Într-o biserică biblică, și vă reamintesc acest principiu, echipa de închinare a bisericii, știți care este? Congregația. Într-o biserică biblică, biserica toată este echipa de închinare a bisericii. Oamenii responsabili să ajute congregația în închinare, ei înșiși sunt parte a bisericii, a închinării și se închină alături de biserică. Dar nu sunt aici să dea un concert sau să fac o prestație anume, da? Pentru biserică și biserica să asculte. Nu, ei sunt partea congregației și împreună cu copiii Domnului din biserică se închină înaintea lui Dumnezeu. Când înțelegi acest adevăr biblic, implicațiile sunt foarte mari, inclusiv în ceea ce privește forma închinării, luminile din sală, tonul cântărilor, oamenii responsabili ca să ajute biserica în închinare.
Acesta este motivul pentru care în biserica noastră, de exemplu, nu o să vedeți solouri sau coruri care să cânte. Nu zic că ele nu-și pot avea locul lor, a? Poți să ai întâlniri speciale în care un cor cântă, te aduni, dar nu ca parte a închinării publice a bisericii. Nu spun că solourile sau corurile sunt păcătoase, departe de mine. Cred că sunt cântări cântate de un singur om, de un cor, pe care doar le ascult și care îți vorbesc, dacă sunt îmbibate de cuvântul lui Dumnezeu. Nu despre asta e vorba. Nu înseamnă că o cântare de cor nu poate să-ți miște inima și să te provoace la închinare. Întrebarea noastră este ce fel de închinare muzicală vedem modelată în Noul Testament? Pentru că până la urmă despre asta e vorba. O închinare în care asiști la un program sau o închinare participativă în care creștinii se închină lui Dumnezeu? Este exact ca și cu rețeta de la farmacie. Cu cât stai mai aproape de rețeta inițială, cu atât mai mult nu riști să te îndepărtezi de scopul pe care Dumnezeu îl are cu privire la închinarea în biserică. Și din pricina faptului că mulți oameni preferă să adauge la rețeta pe care Dumnezeu, crezând că sunt idei bune, că ce rău poate să facă, că până la urmă tot cam pe acolo, că ne zidește, că ne încurajează, e bine, rezultatele se diluează în timp. Chiar dacă intenția inițială e bună, rezultatele în timp se diluează întotdeauna și le vedem cu ochii noștri. În multe biserici, din pricina solourilor, da, oamenii au ajuns să privească închinarea mai mult ca pe o observare pasivă și nu ca pe o implicare activă. Lucru pe care nu-l vedem niciunde în Noul Testament. Această abordare produce în timp o congregație, o biserică consumeristă, învățată, da, doar să vină, să stea, să ia loc și să asculte. Alții fac, eu mă uit. Da, în timp, expusă biserica la o dietă de felul acesta în care alții fac, noi stăm și noi uităm, produce o congregație care e învățată doar să consume. Impregnăm în mintea congregației faptul că alții vor face în locul lor, dar nimeni nu se poate închina în locul tău. Asta trebuie să fie foarte clar. Tot în această cauză, în multe biserici, scena bisericii, da, sau fața bisericii, a ajuns doar o oportunitate ca oamenii să producă mai degrabă un fel de spectacol în care sunt evidențiate talentele anumitor oameni sau poate mai mult decât atât, părinții vor să-și etaleze copiii și talentul copiilor lor în fața bisericii. Bine, biserica nu este despre asta. Vorba lui Pavel. Ce, n-aveți case să mâncați și să beți? Nu, l-am dat, le spune celor din Corint. Fraților, dacă vreți să mâncați și să beți, n-aveți case? Dacă vrei să-ți arăți talentul, ai, da, te duci sub duș acasă și cânți cât vrei, nimeni nu te oprește. Pui o boxă, pui microfoane. Sau poate facem o seară împreună în care, da, ne bucurăm unul de altul, ne bucurăm de vocea ta, dar când vii la biserică, vii să te închini. Pentru că așa cum cina Domnului nu este în primul rând despre mâncare și băutură, ci este o realitate spirituală, când vii să cânți la biserică, nu e în primul rând despre vocea ta și talentul tău, ci este vorba despre închinarea duhovnicească a întregii biserici. Despre asta este vorba și asta trebuie să căutăm. Din pricina aceasta, tot ceea ce este folosit în închinare trebuie să slujească congregația în închinare. Poți la un moment dat chiar să ai un cor în închinarea biblică, dar întotdeauna corul acela trebuie să slujească congregația care se va închina împreună cu corul înaintea lui Dumnezeu. Dacă doar ascultă, aia nu-i închinare. Care sunt implicațiile acestui adevăr? Foarte multe. Și vom aborda câteva dintre ele. Prima implicație, când vii la biserică, vino pregătit să cânți. Poți să nu ai voce, poți să nu fii implicat în slujirea, da, cu închinarea în mod direct, dacă ești membru al bisericii și dacă ești născut din nou, vino la biserică pregătit să cânți. Spuneți-mi, vă rog, în viața creștinului născut din nou, rugăciunea este opțională? Timpul petrecut în cuvântul lui Dumnezeu este opțional? Este roada Duhului Sfânt opțională în viața celor născuți din nou? Bunătatea, dragostea, facerea de bine, îndurarea. Sunt toate acestea opționale în viața noastră? Dacă ne simțim pregătiți pentru ele sau dacă credem că astea nu sunt pentru noi neapărat? Nici de cum, când inima ta este regenerată, nu vei privi la toate acestea în primul rând ca la niște porunci, ci ca la niște comori de care Dumnezeu îți face parte în fiecare zi. Ele trebuie să fie roade naturale care trebuie să apară în viața ta. Așa cum nu te aștepți atunci când plantezi un copac toamna, în primăvară, cum îți dai seama că s-a prins? Apar mugurii. Și dacă mugurii apar,
Da? E o dovadă a faptului că acel copac este în viață, ca prin rădăcină, așa și în viața ta, roada Duhului Sfânt trebuie să apară în mod natural. Aia arată că ai viață spirituală în tine. La fel este și cu cântarea în mijlocul adunării sfinților. Tu nu vii la biserică ca să participi la un concert. Nu vii la biserică ca să vezi, să privești cum se închină ceilalți. Tu vii la biserică să te închini împreună cu frații și cu surorile tale de credință. De ce? Pentru că ești născut din Dumnezeu. Și atunci când ești născut din Dumnezeu, ție-ți place să împlinești poruncile lui Dumnezeu. De asta vii să împlinești cu drag, pentru că prețuiești poruncile lui Dumnezeu. Nu cânt doar pentru că Dumnezeu îmi poruncește să cânt. Cânt și pentru că ai cânta lui Dumnezeu. Este plăcerea sufletului meu, pentru că sunt născut din Dumnezeu. Este hrană pentru sufletul meu. Este bucuria mea să împlinesc voia Tatălui. În viața unui creștin matur spiritual nu există scuze de genul: știi, eu nu prea sunt cu cântatul, frate, eu nu prea am voce, eu nu simt așa neapărat că să cânt. Așa aș putea să spun și eu: frate, eu toate le împlinesc din voia Tatălui, dar cu rugăciunea eu nu prea sunt omul rugăciunii, și așa că nu mă rog. Nu mă rog acasă, nu mă rog la masă, nu mă rog la biserică, nu mă rog copiii, nu mă rog cu soția, că toate celelalte îmi plac, dar cu rugăciunea nu prea. Cum v-ar suna chestiunea asta? Știi că închinarea prin muzică nu e în primul rând despre corzile tale vocale? Închinarea prin muzică este în primul rând despre melodia născută și cântată de inima ta. Și abia apoi ea este doar transmisă prin corzile vocale. Și dacă inima ta e vie și plină de pasiune pentru Dumnezeu, fii sigur că sunetele pe care le vei scoate îi vor fi plăcute lui Dumnezeu și celor de lângă tine, chiar dacă nu sunt perfecte din punct de vedere muzical. Pentru că nu despre asta e vorba în închinare. Dacă ești creștin și ești membru al acestei biserici, duminica vii să cânți împreună cu noi. Dacă nu cânți, înseamnă că ai o problemă. Și problema asta trebuie rezolvată. Și suntem aici ca să rezolvăm problema ta. Suntem aici să te asistăm în rezolvarea problemei prin cuvântul lui Dumnezeu. Îl studiem împreună, ne rugăm pentru tine, dar dacă nu cânți, ai o problemă. Bine, dacă vrei să fii membru al acestei biserici, ne vom îndrepta înspre acolo să te ajutăm, pentru că vrem să te vedem cum cânți cu bucurie. De ce? Pentru că suntem o biserică și vrem să fim o biserică de închinători, nu o biserică de spectatori. Asta înseamnă Biserica Domnului Iisus Hristos. A doua implicație: nu doar trebuie să cânți, dar trebuie să o faci cu atitudine potrivită. Pentru că se întâmplă de atât de multe ori să cânți lui Dumnezeu, poate doar pentru că ai auzit predica asta de acum și după ce se încheie sau duminica viitoare, bă, iar o să poate mă vede cineva, s-a predicat că trebuie să cânt, hai să cânt. Da? Nu trebuie doar să cânți, ci să cânți cu atitudine potrivită. Cântați-i lui Dumnezeu, spune Pavel, cum? Cu mulțumire în inimile voastre. Apoi versetul 17, faceți tot ce faceți cu vorba sau fapta să faceți în numele Domnului Iisus, cum? Mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl. Modul în care cântăm, atitudinea cu care cântăm, de fapt arată ce gândim și ce simțim despre ceva anume. Asta arată. Cântatul este vocea inimii tale. Și modul în care vei cânta, modul în care te vei implica în momentul muzical al bisericii, va arăta ce anume prețuiești și cât prețuiești acel lucru. Iar dacă în centrul cântecelor noastre, așa cum spuneam în primele două mesaje, cel mai important filtru al muzicii în biserică, ce este? Da? Versurile, care este? Versurile să fie îmbibate de adevărul Evangheliei. Aia e închinarea pe care vrea să o audă Dumnezeu prin versurile muzicii. E bine, dacă în centru momentului muzical, în versurile noastre, este Evanghelia, mesajul despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Iisus Hristos, modul în care tu vei cânta va evidenția de fapt împlinirea și măsura împlinirii tale în Evanghelie. Despre asta e vorba. De asta cântarea e atât de importantă. De asta implicarea ta e atât de importantă. Pentru că modul în care cânți arată cât de împlinit ești în adevărul Evangheliei. Din pricina aceasta, Pavel spune că atitudinea noastră în cântare trebuie să fie una de mulțumire, de împlinire în adevărurile pe care le înălțăm către Dumnezeu prin cântare și despre care ne învățăm unii pe alții prin cântare. Și dacă există ceva care roade ca și cangrena starea spirituală a unei biserici în ce privește închinarea și de asemenea mărturia noastră ca și biserică înaintea necredincioșilor, acel ceva este cântarea ipocrită.
Dacă noi cântăm într-un mod ipocrit, rostind niște adevăruri profunde, fără să se vadă clar și vizibil că suntem împliniți în acele adevăruri și că trăim în viața noastră acele adevăruri, îi vom face în timp pe cei din biserică să fie doar niște oameni amorțiți, îi vom face să perceapă faptul că cântarea este doar un moment în care creștinii cântă cu buzele ceea ce nu trăiesc. Câți dintre noi nu am participat, am fost partea unor contexte în care rugăciunile înălțate către Dumnezeu erau doar la un fel de limbaj de lemn, o poezie învățată pe de rost, după 10 ani poate sau 5 ani sau 3 ani de ascultat un om cum se roagă, știai mai bine decât el cum trebuie să se roage și când greșea îți venea să-l corectezi pentru că spunea mereu și mereu aceeași introducere, da, într-un mod așa, mecanic, sec. Câți dintre noi nu facem însă exact la fel atunci când cântăm, fără să avem mulțumire și pasiune în cântare? Mai rău decât atât, mărturia noastră este stricată înaintea necredincioșilor, este afectată. Dacă atunci când cântăm, da, noi de fapt proclamăm Evanghelia prin versurile pe care le cântăm, dar o facem într-un mod ipocrit, rece și mecanic, să nu vă așteptați ca modul și momentul în care noi cântăm ca și biserică să afecteze în vreun fel inima necredincioșilor, să aibă vreun impact asupra lor. Nu va avea niciun impact. Dimpotrivă, îi vom îndepărta, pentru că întotdeauna, și în relațiile tale de acasă și de la muncă și cu rudele tale, cu prietenii tăi, ipocrizia în timp îi îndepărtează pe oameni de tine. Nimănui nu-i place ipocrizia. Gândiți-vă la o ilustrație de felul acesta, da? Nu la momentul în care cânti, ci la momentul în care trebuie să prezinți cuiva Evanghelia. Cum ar fi să vină un prieten necredincios la tine și spună, frate, zi-mi și mie, cum e cu Evanghelia asta? Cum e cu... Și tu să-i spui, păi, cum să fie? Uite, eu merg la o biserică, sunt acolo membru și... Da, Dumnezeu mi-a schimbat viața, așa, îmi dau seama în ultima vreme. Cred că mi-a schimbat viața și... El are un fiu, Iisus Hristos... Deocamdată tind să cred că e Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, am mai auzit câteva predici și a spus acolo la biserică, mă învață că Iisus Hristos mântuiește, că a murit, că a înviat. Aici mai am câteva semne de întrebare cu învierea, dar cred că a înviat și da, cum ar fi să prezinți în felul ăsta Evanghelia? Care nici tu nu ești sigur de ce spui, nici tu nu trăiești ceea ce spui. Ai putea să convingi pe cineva că ceea ce crezi chiar ți-a schimbat viața, că ceea ce crezi chiar e o realitate în viața ta. Dar de ce ne așteptăm ca modul și momentul în care noi cântăm să aibă vreun impact în viața altora dacă nu suntem implicați cu toată ființa noastră, dacă nu trăim acele adevăruri, dacă nu le proclamăm cu putere? Așa că nu trebuie doar să deschizi gura să cânți, ci trebuie să cânți arătând că ești convins de adevărurile cântate și că ele sunt o realitate în viața ta. Și abia când ele sunt o realitate, tocmai ăsta este motivul care te va conduce și înspre folosirea, dar practic vorbind, în folosirea limbajului trupului tău în închinare. Asta nu înseamnă că de acum, dacă ești convins de acel adevărul, toți trebuie să stăm cu mâna sus sau cu, da? Dacă simți și vine din inimă, ridică mâna, bucură-te, laudă-L pe Domnul. Dacă asta e forma în care tu manifesti pasiunea și bucuria în Hristos, dacă nu simți, nu te simți obligat să faci asta, însă în orice cultură, oricât de tradiționalistă ar fi acea cultură, bucuria e bucurie, frate. Și nu poți confunda. În orice cultură, în orice trip te duci, îți dai seama că niște oameni sunt bucuroși. Pur și simplu, te uiți la gesturile lor, la fața lor, la modul în care fac anumite lucruri și, bă, oamenii ăștia sunt bucuroși, sunt pasionați. Așa că dacă o să cânți despre ce a făcut Hristos pentru noi la Golgota, poate nu o să ridici o mână, nu o să-ți dea o lacrimă, dar poate o să, nu știu, se vadă pe chipul tău că ești bucuros atunci când cânți, că ești împlinit, că nu ești plictisit, că nu ești apatic. Cum ar fi să cânți în fața tronului de sus, eu am un bun apărător și să cânți așa, cu mâinile în buzunar, da? În timp ce poate mai ești pe pereți, mai scoți telefonul, în fața tronului, și mai o pauză, iar mai cânți, cum ar fi? Sau cum este, că de multe ori poate face asta? Când tu oferi un dar copilului tău, se vede bucuria lui?
Nu așa că de multe ori, cea mai mare bucurie a ta este să-l lași chiar să deschidă pachetul cu darul, să-l vezi că nu mai tremură de bucurie, că nu mai are răbdare să desfacă pachetul ăla, nu se mai rup odată hârtiile alea. Vezi bucuria lui și bucuria lui te umple pe tine de bucurie, pentru că e satisfăcut de ceea ce i-ai dat. Cum ar fi pentru tine să strângi un an de zile bani, să iei un cadou la soția ta, să știi că te-ai chinuit, ai vrut să ții ascuns secretul ăla ca să-i vezi reacția și după ce îi duci tot sacrificiul tău de un an de zile, ea să-ți spună, nu știu, a, fain, da, mersi. Da, albastru nu avea. Nu așa că ți-ar strica toată starea, ți-ar strica tot, nu mai e chef de nimic. Așa că nu-mi spune tu mie că bucuria și mulțumirea ta în Evanghelie se vede atunci când tu stai apatic și dezinteresat atunci când biserica cântă. Nu ai cum. Nu-mi spune că inima ta este ca un pahar plin de dă peste el atunci când ești bosumflat, posomorât, îmbufnat. Modul în care cânti spune ceva despre realitatea spirituală din tine. Dacă faci așa, dacă ți se întâmplă să fii unul dintre aceștia care nu ești prea implicat, nu, știi care e soluția, nu? Trebuie să pui mâna, să te pocăiești, să ceri iertare Duhului Sfânt pentru letargia din viața ta și să cauți cât de repede să te schimbi prin înnoirea minții tale dată de Cuvântul lui Dumnezeu. Când știi și crezi că erai orb, dar Evanghelia ți-a dat vedere, ți-a deschis ochii Dumnezeu să vezi frumusețea lui Hristos, când știi că erai mort, dar ai fost înviat, când știi că erai fără nădejde în lume, dar acum ai o nădejde și moartea a fost biruită pentru tine, când știi că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și nu mai vii la judecată, ci ai trecut din moarte la viață, e bine, toate aceste adevăruri nu au cum să nu miște întreaga ta ființă dacă ești născut din nou și te facă să cazi cu mulțumire la picioarele Regelui, la picioarele Tatălui și să-i dai toată inima ta în laude, în strigăte de laude. Să o prezinți de fiecare dată când vii cu copiii Domnului, cu frații Domnului Iisus la închinare, să cânți din toată inima ta pentru că El merită. Iar climaxul glorificării lui Dumnezeu în mijlocul adunării este reprezentat de momentul în care vocile copiilor lui se unesc într-o singură voce și se înalță ca o jertfă plăcută către cer. Dumnezeu așteaptă să audă vocea bisericii atunci când biserica se adună la oaltă. Și pentru că scopul închinării prin muzică nu este doar unul vertical îndreptat către Dumnezeu, ci este și unul orizontal, așa cum am văzut, da? Atunci când cântăm, noi ne învățăm și ne instruim unii pe alții prin cuvântul pe care îl proclamăm prin versurile cântărilor. Ei bine, asta înseamnă că credincioșii, atunci când cântă o biserică, credincioșii trebuie să se audă unii pe alții. Trebuie să-și audă vocile. Dacă ai ști ce mare impact are asupra bisericii, momentul în care răsună în cântec vocile copiilor lui Dumnezeu. Dacă ai ști cât de mare impact are asupra inimilor copiilor lui Dumnezeu. Așa a gândit Dumnezeu lucrurile și se pare că asta are efect asupra bisericii atunci când se închină. Atunci când urechile mele aud vocile fraților și surorilor mele în Hristos, proclamând în cântare adevărurile Evangheliei ceva, nu știu cum să explic, dacă ați trăit, știți și voi la ce mă refer, ceva se întâmplă în inima mea. Anumite corzi ale inimii, ale ființei mele, care nu pot fi atinse de nimic altceva și niciun altfel, atunci sunt atinse. Sunt încurajat, sunt edificat, sunt mustrat uneori de Duhul lui Dumnezeu, pentru că așa a gândit Dumnezeu rețeta. Atunci când vocile copiilor lui se înalță în cântare, ceva se întâmplă în inima mea. Gândiți-vă cât de frumoasă este această imagine a bisericii ca și trup local care unește vocile tuturor credincioșilor într-o singură voce, într-o singură declarație de crez comun, proclamând că suntem aici și credem același lucru, avem, da, ne încredem în aceeași Evanghelie, credem același mesaj prin care am fost mântuiți și avem aceeași țintă spre care ne îndreptăm. Ne amintim de faptul că nu suntem singuri în mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Viața e grea peste săptămână. Suntem adeseori vorbiți de rău, deseori căzuți. Când venim și auzim pe ceilalți cântând aceleași adevăruri, ne amintim că nu suntem singuri pe această cale, care adeseori e grea. Ce imagine frumoasă a adevărului că, în ciuda faptului că suntem mulți și suntem diferiți, prin sângele Domnului Iisus Hristos suntem un singur
trup, luptând împreună, înaintând împreună, cot la cot, spre aceeași țintă comună. Ce imagine frumoasă a unității pe care o avem prin trupul Domnului Iisus Hristos într-o lume în care vedem că individualismul face ravagii din ce în ce mai mari. Când cântăm împreună, când vocile noastre se unesc cu pasiune și cu putere împreună, arătăm lumii că prin biserică, prin această minune și dar pe care Dumnezeu l-a gândit pentru noi, biserica, prin biserică Hristos a surpat zidul de la mijloc și ne-a făcut un singur trup prin sângele Lui. Vocea ta, și aici intri și tu cel care nu ai ureche muzicală, vocea ta în închinarea bisericii are implicații mai mari și mai profunde decât te-ai gândit vreodată. Te gândești vreodată cum să slujești mai mult biserica locală? Simți că nu faci prea multe și ai vrea să faci mai multe în cadrul bisericii? Ce spui prin a începe să cânți? Mai mult, mai tare și mai pasionat. A cânta cu pasiune înseamnă de fapt că îi vei sluji pe cei de lângă tine într-un mod în care nici măcar nu poți să-ți imaginezi cât de mare impact are. Începe să slujești biserica cântând cu mulțumire, fiind pasionat de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și bineînțeles că toate aceste adevăruri cu privire la închinarea prin muzică a unei biserici locale are implicații majore și pentru cei care sunt responsabili să ajute poporul lui Dumnezeu să cânte. Începând cu mine, da? Pastorul bisericii. Cei care sunt responsabili cu închinarea în biserică. Scopul nostru este acela de a ajuta copiii lui Dumnezeu să cânte în timp ce noi cântăm împreună cu ei și alături de ei. Scopul nostru nu este să venim, să atragem atenția asupra noastră, nu este acela de a da un concert înaintea bisericii, dimpotrivă suntem chemați să îndreptăm privirile oamenilor doar înspre Iisus Hristos, singurul care conduce de fapt oamenii în închinare. Tot ceea ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus, mulțumind cum? Prin El, lui Dumnezeu Tatăl. Închinarea se întâmplă prin Iisus Hristos și doar prin Iisus Hristos. Mediatorul închinării noastre, duminica, când cântăm, sau oricând cântăm sau ne închinăm înaintea Tatălui, mediatorul nostru înaintea lui Dumnezeu nu este pastorul, nu este liderul de închinare. Nu liderul de închinare ne conduce înaintea tronului. Iisus Hristos este Cel care ne conduce în închinare înaintea lui Dumnezeu, prin jertfa Lui, prin ceea ce a făcut pentru noi, prin faptul că e mijlocitorul nostru, Cel care se roagă pentru noi, Cel care și-a dat viața pentru noi, e capul bisericii. Noi suntem doar slujitorii voștri de dragul lui Iisus Hristos, dar Hristos este singurul care conduce, de fapt, închinarea. Așa cum Iisus Hristos este singurul păstor adevărat al bisericii. Prin El este posibil închinarea noastră, doar prin El, doar prin Iisus. Din pricina aceasta, El trebuie să fie focalizarea noastră atunci când ne închinăm cântându-Lui Dumnezeu. E bine, dacă ceea ce așteaptă El de la noi atunci când ne adunăm împreună ca biserică este să audă vocile noastre într-un singur glas unite, atunci acest principiu va determina toate aspectele care sunt legate de închinarea prin muzică și o să ofer doar câteva dintre ele. Dacă închinarea este a congregației, atunci liderii de închinare, și mă refer la liderii care vor fi mai mulți în biserică, inclusiv la mine, care sunt un lider de închinare, liderii de închinare trebuie să cunoască congregația și trebuie să vină în sprijinul ei începând de la nivelul la care se află congregația. Asta e un principiu foarte important. Suntem datori să începem de la nivelul la care se află congregația, nu de la ceea ce cunosc liderii de închinare. Asta înseamnă că vom introduce, de exemplu, astea sunt doar exemple practice ca să vedeți cum teologia, de fapt, îți dictează metoda. A? Liderii din chinare sunt chemați să introducă cântări noi doar în ritmul în care biserica poate să asimileze acele cântări noi. Dacă vii duminică de duminică, da? Dacă aș veni duminică de duminică înaintea bisericii cu 5 cântări noi, dar biserica nu le știe și nu cântă, aia nu-i închinare congregațională. Pentru că biserica nu cântă. Important să introducem cântări noi, dar în așa măsură încât biserica să aibă timp să le învețe și să se închine. Da? Important să știm, ok, care sunt cântările pe care biserica le știe. Și de acolo selectăm mai mult. Pentru că pas cu pas să putem să conducem, da? Să
ducem acest moment înspre închinarea congregațională a bisericii și nu înspre un fel de concert sau spectacol pe care îl oferim oamenilor doar să asculte. Asta e doar o implicație. Apoi, liderii de închinare sunt datori să folosească acele acorduri care permit bisericii să cânte cu putere. De foarte multe ori, și nouă ne se poate întâmpla și ni s-a întâmplat, și altor biserici li se întâmplă, da? Cântările să fie luate poate atât de sus, încât ele sunt perfecte pentru vocile soliștilor, da? Care cântă acolo cu putere și e extraordinar cum sună. Dar dacă congregația rămâne în urmă și biserica nu cântă cu putere, că nu poate să ajungă acolo, atunci aia nu mai este închinare congregațională. Și liderii de închinare sunt datori să vadă care e nivelul congregației și să sprijine, să slujească congregația. De asta ne aflăm aici în față, să vă slujim pe voi și împreună să ne ducem în închinare înaintea lui Dumnezeu. Apoi, volumul din boxe trebuie să fie întotdeauna sub sunetul vocei congregației. Pentru că ceea ce vrea Dumnezeu să audă nu e în primul rând instrumentalul nostru, ci vocea copiilor săi. Vocea copiilor lui Dumnezeu este ce vrea să audă Dumnezeu duminica dimineața când copiii lui sau duminica seara sau în orice zi a săptămânii când biserica se adună la oaltă la închinare. Instrumentele sunt folosite doar pentru a sluji vocile și nu invers. Din această cauză chiar și solourile prea lungi la chitară, da, electrică de exemplu, sau la bas, sau la pian, la ce vreți, dacă sunt prea lungi, ele trebuie eliminate. Pentru că o chitară electrică poate să sune foarte bine 3 ore la rând. Dar chitara electrică nu se închină. Vocea copiilor lui Dumnezeu este cea care naște închinare și o duce înaintea Tatălui. Chitara, pianul sau orice altceva trebuie doar să vină să sprijine acea voce și să evidențieze vocea, nu instrumentul în sine. În orice biserică care înțelege că închinarea este congregațională, adică participativă, oamenii trebuie să-și audă propria lor voce. Și nu doar propria lor voce, ci trebuie neapărat să audă vocea celor de lângă ei. Dacă volumul folosit în biserică este atât de tare încât eu nu mi-aud decât cu greu propria mea voce, dar n-aud vocea celor din jurul meu, ceva trebuie să schimb acolo. De ce? Pentru că înțelegem închinarea din punct de vedere biblic. Apoi, modul în care folosim luminile în sala bisericii, în mod direct sau indirect, că intenționăm sau nu intenționăm asta, nu e relevant dacă am intenționat să facem asta sau nu. Modul în care folosim la un moment dat luminile pot să ofere mai degrabă senzația de spectacol sau de concert decât atmosferă de închinare participativă, în care biserica este cea care se închină, nu scena, nu oamenii de pe scenă. Da? Și dacă am face ceva de genul ăsta, da, să dăm cât mai întunecată sala, da? Să o dai cât într-o lumină cât mai obscură și cât mai multe lumini pe scenă, tu ceea ce transmiți congregației, că vrei sau nu vrei asta, asta se naște în inima omului, îi transmiți acel sentiment de participare pasivă. Ei sunt acolo să facă, noi suntem aici să ascultăm și să urmărim. Momentul ăsta e despre scenă, e despre ce se întâmplă acolo, nu e despre noi. Ca să vedeți cât de mult contează teologia închinării. Și apoi, dacă vocea congregației este ceea ce trebuie să se audă duminica la închinare, atunci liderii de închinare trebuie să se asigure că aud vocea congregației și ei de pe scenă. Și oamenii implicați la închinare. Este foarte important de aici din față să se audă vocea bisericii. Dacă te temi că vocea lor, acum predic pentru noi ca biserică, vă dați seama, în primul rând pentru mine și pentru voi. Dacă vocea bisericii locale nu se aude și nu puteți să o urmăriți, nu vă puteți conecta cu ei, înseamnă că e posibil ca repertorul pe care l-am pregătit de acasă, modul în care am făcut repetiția și așa mai departe, să fie mai degrabă gândit nu pentru congregație, ci pentru noi ca echipă. Asta înseamnă. Chiar și, eu nu știu, nu mă pricep foarte bine din punct de vedere muzical, dar știu un principiu. Chiar și acele căști care sunt folosite, eu n-am băgat niciodată una în ureche să știu ce se audă. Cred în importanța tehnicii, excelenței, nu neg absolut nimic, las pe mâna experților, nu mă bag acolo, pentru că nu știu. Dar dacă conectarea ta e mai mult cu casca, da? Și se vede asta, aia te frământă cel mai mult și poate chiar casca aia te face să te deconectezi de sală și de vocea sălii,
sau poate chiar te face să nu auzi prea bine vocea sălii, deja acolo este o problemă, pentru că scopul nostru ca lider de închinare este să nu doar să îi ajutăm pe ceilalți să cânte, ci noi împreună cu ei să cântăm și vocile noastre să unească cu vocea sălii, pentru că despre vocea sălii este vorba într-o închinare biblică care este congregațională. Toate celelalte, instrumentele și căștile și lupurile, sunt absolut secundare în închinare și trebuie gândite doar ca să vină în sprijinul bisericii care trebuie să cânte. Și dacă biserica nu cântă o perioadă, nu știu, o săptămână, două, trei, o lună, trei luni, dacă vezi că biserica nu cântă, ok, punem totul pe pauză și vedem de ce biserica nu cântă. Și ăsta este unul dintre scopurile pentru care noi trecem acum prin această serie de mesaje cu privire la închinare, da? Ca ceva să se întâmple și de o parte și de alta. Și în toate aceste aspecte cred că avem de crescut cu toții. Atât congregația, noi ca biserică locală, cât și cei care au rolul de a ajuta congregația să se închine. Și poate că vi se pare ciudat că am spus aceste lucruri mai tehnice întregii adunări. Da? Bă, dar de ce ne spui nouă asta? De ce nu vorbești doar cu, nu știu, Ruben, Dani, Adi, Ramona și toți cei care cântă în față? E bine, nu este ciudat. Pentru că întreaga biserică trebuie echipată în cuvânt. Toată biserica trebuie să fie echipată în cuvânt, astfel încât să fie capabilă să discearnă adevărul. Toată biserica este chemată să vegheze unii asupra altora și a modului în care se întâmplă lucrurile în biserică. Când ești instruit biblic, un singur exemplu, să presupunem că la un moment dat, peste un an, doi, ai stat cu noi și ai plecat în altă țară sau în alt oraș, îți cauți o biserică. Ei, faptul că ai fost echipat în cuvânt și ai crescut în cuvânt, când te vei duce să-ți cauți o biserică în care să devii membru, ca să fii partea unui trup local, tot timpul de echipare în cuvânt te va ajuta să discerni adevărul. Și vei putea alege mult mai ușor să-ți dai seama de anumite pericole din unele biserici, să-ți dai seama de o biserică în care lucrurile se întâmplă așa cum Dumnezeu așteaptă să se întâmple. Și voi încheia făcând un apel în ambele direcții, ținând cont de experiența de până acum a bisericii noastre locale, consider că atât sala, cât și cei care sunt responsabili să slujească congregația, au de crescut și avem nevoie de creștere, chiar de pocăință, de ce nu, în multe aspecte. Începând cu mine. De foarte multe ori, liderii, eu, da? Suntem subiectivi și avem această tendință de a duce lucrurile și de a crește lucrurile după preferințele noastre personale. Dar așa cum spuneam, noi trebuie să plecăm de la Scriptură și Scriptura să ne modeleze chiar și preferințele noastre personale. Dacă ești parte a acestei biserici, vreau să-ți amintesc că trebuie să cânți. Ești chemat să cânți. Poți să ai scuze, nu știu care sunt scuzele respective, dar dacă ești creștin matur, vei da scuzele la o parte și vei cânta. Așa cum spuneam în mesajul trecut, nu e în primul rând despre stilul muzical, care trebuie să fie variat. Trebuie să cânți și atunci când cântăm un cântec care nu e pe stilul tău, pentru că nu despre stilul tău e vorba și nu despre tine, ci despre închinare, despre gloria lui Dumnezeu, despre porunca lui Dumnezeu, despre faptul că vrem să arătăm că suntem un trup. Da? Ne închinăm și cu cei care cântă worship și cu cei care cântă un imn, ne închinăm și cu cei care, nu știu, cântă a capela și la un dat o să avem închinarea a capela, ne bucurăm și în închinarea a capela. Nu despre stil e vorba, ci despre ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și trebuie să cânți cu pasiune, cu mintea trează. Trebuie să te asiguri că adevărurile pe care le cânți sunt reale în viața ta. Ești chemat să-i slujești pe cei de lângă tine, cum? Vorbind, da? Dând drumul la gură și vorbind cu psalmi, cu cântări de laudă, cu imnuri. Da? Deschide gura și cântă Domnului cu toată puterea ta. Ești responsabil să afirmi împreună cu noi, împreună cu biserica, prin cântarea aceeași mărturisire de credință. Arătând în felul acesta că ești parte a acestui trup, că te identifici cu trupul local, cu biserica și că vrei să pui umărul la tot ceea ce se întâmplă în biserică, slujind cu bucurie, în ce fel, așa cum te învață Scriptura, privindu-i pe ceilalți mai presus decât tine, privind nevoile celorlalți mai presus decât nevoile tale personale. Ei bine, indiferent că vei simți sau nu vei simți, vei da drumul gurii și vei cânta pentru că vrei să-i slujești pe cei de lângă tine. Iar dacă ești implicat în mod direct ca și lider de închinare sau în cei care ajută congregația în închinare, implicit eu ca pastor, avem responsabilitatea înmânată direct din mâna lui Dumnezeu să-i ajutăm pe frații și pe surorile noastre, lucrând asidu la aduce lucrurile într-acolo încât vocea lor să se audă și să se audă tare și pasionată înaintea cerului, înaintea Domnului care așteaptă să audă vocile noastre în închinare. Suntem aici
doar, ăsta e singurul motiv, doar ca să-i slujim pe frații noștri, noi să ne micșorăm și El să fie înălțat în mijlocul laudelor copiilor Săi. Și pentru că despre El este vorba, trebuie să facem lucrul acesta cu pasiune. Iată cum. Spune profetul Maleahi, capitolul 1, de la versetul 6. Un fiu îl cinstește pe tatăl său și un sclav dă cinste stăpânului său. Dacă sunt tată, întreabă Dumnezeu, unde este cinstea care mi se cuvine? Și dacă sunt stăpân, unde este teama față de mine? Vă spune Domnul oștirilor, vouă preoților care disprețuiți numele meu. Voi însă spuneți, cum ți-am disprețuit noi numele? Aducând pe altarul meu hrană pângărită. Dar voi întrebați, cum te-am pângărit, spunând că masa Domnului este de disprețuit? Când aduceți ca jertfă animale oarbe, nu este acesta un lucru rău? Iar când aduceți animale șchioape sau bolnave, nu este acesta un lucru rău? Încearcă să-i aduci astfel de daruri guvernatorului tău. Va fi el oare mulțumit de tine? Te va lua el în seamă? Zice Domnul oștirilor. Voi ziceți ce osteneală și vă strâmbați la ea, zice Domnul oștirilor. Apoi aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav. Da, astfel de daruri aduceți. Să le primesc eu din mâinile voastre, zice Domnul. Care este atitudinea ta pe care o ai atunci când te prezinți cu închinarea ta înaintea lui Dumnezeu? Care este atitudinea cu care îi slujești pe cei din biserica ta atunci când ești chemat să-i slujești, chiar și atunci când ești chemat să-i slujești cântând? Nu se cuvine oare să dăm tot ceea ce avem noi mai bun? Oare nu asta înseamnă în practică faptul că suntem împliniți în Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Că vom da spuma vieții noastre, ceea ce e mai bun din viața noastră, nu ce ne scapă printre degete. Domnul să ne ajute la asta. Vreau să ne ridicăm, să ne rugăm și apoi să continuăm închinarea noastră cântându-i Domnului.